Un grav accident rutier, soldat cu decesul unui tânăr în vârstă de 27 de ani, s-a produs miercuri seară pe DN31 în satul Rasa, comuna Grădiștea. La fața locului au intervenit echipajele de descarcerare, SMURT, ambulanță și poliție. Două echipaje de intervenție din cadrul detașamentului au fost solicitate prin 112, numărul 1 pentru apelul de urgență să intervină pe raza localității Rasa, comuna Grădiștea, pe DN31 pentru acordarea primului ajutor în cazul unei persoane sex masculin și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere incendiilor în urma producerii unui accident rutier grav. Pompierii au identificat o persoană în autovehicul puternic avariat, de 27 de ani, un tânăr, cu leziuni foarte grave aflată în stop cardiorespirator. În ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție susținute la fața locului, a paramedicilor SMURT și a echipajului SAJ cu medic, în demersul resuscitării victimei, nu s-a mai putut face nimic pentru aceasta, medicul declarând decesul. Zilei de 15 ianuarie, pe DN31, în comuna Grădiștea, satul Rasa, județul Călăraș, s-a produs un accident rutier. În fapt, din cercetările efectuate de colegii mei, a rezultat că în jurul orei 19:30, un tânăr în vârstă de 27 de ani, care se deplasa din direcția Oltenița către Călăraș, în condiții de ceață densă, a intrat în coliziune laterală cu ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani, care efectua manevra de mers înapoi, fără a se asigura corespunzător și care avea intenția de a intra în curtea unui imobil. În urma accidentului rutier, conducătorul autoturismului a decedat. Conducătorul ansamblului rutier a fost testat cu aparatul alcotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspect săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.